Capitolul 2. Refugiații Războiul mondial, părăsirea în fugă a și a căminului, noul cămin. Au trecut câțiva ani de la evenimentele descrise mai sus. Era începutul anului 1914, anul fatal al Europei. Din primele luni ale anului, Fure simțită o neliniște și tensiune neobișnuită în rândul oficialităților și chiar a locuitorilor orașelor de frontieră. Afacerile mergeau prost. Pretutindeni, oamenii vorbeau de norul îngrozitor al războiului, atârnând amenințător asupra Europei. Familia Weinberg care locuia aproape de granița cu Germania, era foarte neliniștită. Primăvara asta nici măcar nu se putură decide să părăsească orașul și să meargă să-i viziteze pe părinții lor bătrâni. În cele din urmă, ziua de care se temuseră sosi. În cea din tâi zi din august, uraganul războiului se dezlănțui asupra țării și, curând, întreaga lume fu cuprinsă de flăcări pentru mulți ani. Armata germană trecu granița rusească, neapărat aproape deloc, și invadă orașele și satele. În coloane nesfârșite, armata rusească se deplasa zi și noapte dinspre interiorul țării înspre graniță pentru a apăra țara. Locuitorii pașnici își părăsiră în grabă casele lor dragi, neputând să-și ia cu ei nici măcar cele mai necesare lucruri. În grupuri mari, se deplasau de-a lungul drumurilor înspre interiorul țării, încercând să scape cât mai repede de zona lovită de teroarea războiului. Nimeni, nici măcar nu se gândea să ia trenul, deoarece căile ferate erau folosite pentru transportul trupelor și al muniției. Trenurile care se reîntorceau de pe front. Ei erau pline de tineri răniți și schilodiți care își dăduseră viața și sănătatea pentru țară. Guvernul era ocupat până peste cap cu răniții de pe front și nu putea face nimic pentru civili. Aceștia erau forțați să se îngrijească singuri de siguranța lor acești oameni nenorociți, rămași fără locuințe, erau asemenea unei lave vii, revărsându-se pe toate drumurile existente. Era o priveliște întâlnită frecvent în această masă de oameni, să vezi copii plângând după părinți și să vezi părinți plângând după copiii pe care i-au pierdut în învălmășeală. În multe cazuri, aceștia s-au regăsit numai după mulți ani, iar în alte cazuri nu s-au mai revăzut niciodată. În mijlocul acestei lave vii se afla și familia Weinberg. Părăsindu-și avutul, în voia soartei, David Weinberg putuse să ia doar câteva sute de ruble pe care le-a avut la îndemână. Acum, împreună cu soția lui și cu cele trei fete, mărșăluia pe drumul plin de praf, alături de alte mii de refugiați nenorociți, în căutarea unui loc de adăpost sigur în interiorul țării. Aveau o singură dorință în inimă: să nu se piardă unii de alții și să avanseze cât de repede posibil. Cât mai departe de front și de zgomotul îngrozitor al artileriei, care zguduia pământul. După patru zile de mers obositor și epuizant, pe drumul care se întindea paralel cu calea ferată, reușiră, nu fără dificultate, să se îmbarce pe un tren de marfă total epuizați din cauza marșului îndelungat și flămânzi, acum puteau măcar să se odihnească puțin, culcați pe podea în apropierea ușii vagonului. Vagoanele erau zgâlțuite dintr-o parte în alta datorită vitezei trenului. Fiecare vagon era supraaglomerat cu refugiați obosiți și fără locuințe. În ciuda faptului că nu era comod să stai în picioare sau să șezi într-un vagon de marfă supraaglomerat, toți pasagerii erau deosebit de fericiți, deoarece acum se depărtau cu viteză mai mare de front și se apropiau de un loc mai sigur împreună cu familia Wenberg, în vagon se aflau câțiva copii care se rătăciseră de părinții lor și părinți care își pierduseră copiii pe drum. Aceștia treceau prin stații, una după alta, neștiind unde și la ce se duc. Dorința tuturor era să meargă cât mai departe de granița cu Germania în afara razei de acțiune a obuzelor. David Weinberg și familia lui erau fericiți și recunoscători că nu se pierduseră unul de altul pe drum, dar inimile lor le erau pline de tristețe. Când se gândeau la părinții lor bătrâni care locuiau la mai puțin de 20 de mile, adică 32 de kilometri de graniță și care de-abia dacă au avut timp să-și părăsească locuința înainte ca germanii să ocupe acel teritoriu. Dar este omenesc să uiți de alții când propria ta viață este în pericol și așa s-a întâmplat și cu familia Weinberg. Gândurile pline de îngrijorare cu privire la soarta părinților au fost curând înlocuite cu griji legate de propria lor condiție. După ce au călătorit cu trenul câteva zile, simțindu-se un pic mai odihniți, membrii familiei începură să-și pună întrebarea unde să-și stabilească domiciliul temporar până când uraganul războiului va fi trecut și se vor putea reîntoarce acasă. Atunci cu toți erau siguri că furtuna războiului va trece repede și că în câteva luni Pacea și ordinea vor fi restabilite. După un timp de gândire, familia Wenberg decise să aleagă orașul G, ca domiciliu temporar. În orașul G locuiau mulți evrei, și domnul Wenberg făcuse unele tranzacții cu câțiva negustori care locuiau acolo amintirea acelor timpuri le produse tristețe, reamintindu-le că, odată cu pierderea avutului lor, aceste legături au fost întrerupte. Gândurile le zburară înapoi la depozitele lor mari, la magazine, la casa și moșia lor. Foarte probabil că toate erau jefuite și ruinate de către armata invadatoare. Poate că toate clădirile au fost arse. Doar acum începură să realizeze tristul adevăr: că ajunseseră săraci și fără adăpost, asemenea cerșătorilor, și că va trebui să înceapă de la zero. Nu au avut multă vreme să se gândească la trecut și nici să-și facă planuri de viitor atunci când și-au părăsit căminul în grabă, împreună cu mulți alții, și nici în timpul celor patru zile de mers pe jos. Atunci, în mintea lor era doar frica de a fi luați prizonieri de către germani și grija de a nu pierde pe niciunul dintre cei dragi pe drum. Dar acum, când trenul îi purta prin sate și orașe, unde oamenii încă trăiau în siguranță, aveau timp din belșug să se gândească și să regrete pierderea averii lor. Pe lângă toate acestea, erau tot mai îngrijorați din pricina părinților lor. Oare unde ori fi? Oare îi vor vedea din nou? Poate nu mai erau în rândul celor vii. Se zvonea printre refugiați că soldații germani nu luau prizonieri, ci îi ucideau pe toți după cele mai crude torturi. În timp ce se gândeau la trecut, Inimile soților Wenberg erau împovărate de gânduri legate de viitor. Fuseseră norocoși să aibă câteva sute de ruble la ei, dar ce însemnau acești bani în viitor? O parte din ei îi cheltuiseră deja pe drum. Doar o mică parte le mai rămăsese. Cum aveau să trăiască? Iudita, terminase doar doi ani de colegiu, iar celelalte două fete erau încă în liceu. Fiind deciși din totdeauna să le ofere fiicelor lor cea mai bună educație cu putință, inima lor de părinți suferea acum la gândul că această nădejde nu se va materializa probabil niciodată. Fetele între timp se amuzau. Păreau a fi fără griji și fericite. Stăteau în apropierea ușii larg deschise și savurau priveliștea în continuă schimbare a ținutului prin care trecea trenul cu iuțeală. Sporovăiala lor plină de viață și râsetele lor vesele umpleau întregul vagon, risipind cel puțin temporar, expresia de tristețe de pe multe fețe. Iudita însă își părăsea surorile adesea și se așeza lângă părinții ei. Se uita la ei cu compătimire în frumoșii ei ochi negri. Avea aproape șaisprezece ani. Cu mintea ei ageră, Înțelese situația în care se aflau iubiții ei părinți. Era imposibil să vorbească și să râdă cu surorile ei, fără să se gândească cu seriozitate la viitor. Totuși, ea vedea viitorul într-un mod diferit, în culori mai puțin umbre decât cei dragi ai ei. Din fragedă copilărie, știa cum Dumnezeu îi ajutase pe strămoșii ei în vreme de necaz. Credea că Dumnezeu nu s-a schimbat de atunci, și dacă a ajutat poporul în vremuri străvechi, desigur că le va veni în ajutor în aceste zile de tristețe și nevoi. Rezemată de tocul ușii, Iudita privea satele și orașele care dispăreau cu iuțeală. Cu mintea se duse în urmă, în timp, cu secole, în ținutul Egiptului. Îi văzu pe strămoșii ei cum în acea noapte și-au încins mijlocul și-au pus bagajele pe umeri și-au luat în mâini toiegele și au adunat copiii în jurul lor, și apoi, lăsându-și avutul în urmă, au plecat din țara în care locuiseră timp de secole. De îndată, compară în mod distinct situația lor de acum cu evenimentele din trecutul copiilor lui Israel. Noi suntem acum refugiați, la fel cum au fost și ei. Și noi ne-am lăsat casele și tot ce ne-a fost mai drag, reflectă Iudita. Părinții noștri au fost în pustie în urmă cu mii de ani, și noi de asemenea suntem într-un deșert, neștiind încotro să mergem și ce să facem. Această țară mare este ca o pustietate pentru noi, în momentul de față. Dar cred că același Jehova care a mers cu strămoșii noștri este cu noi acum și sper că el ne va duce și pe noi într-o țară în care curge lapte și miere. Ce mare și minunat este Dumnezeul nostru! Murmură Iudita în cetișor. La acest gând, își ridică ochii în sus, spre cerul albastru și senin, unde apăreau primele stele strălucitoare.